Ia. O glumă. Ia. Se tot învârte de câteva luni și pare că se ține bine și n-a dispărut de pe feed-uri. Încă e relevantă. Cum ați văzut și în titlu, e vorba despre mimul cu au câștigat vocile. Au apărut și vocile. Toată lumea aude voci, nu? Adică, nu. Da, eu când făceam... Eu nu făceam din cauza că au câștigat vocile. Eu făceam așa de mult, adică n-are nicio legătură cu vocile. Nu știu de voi, dar la mine vocile au câștigat de foarte mult timp. Eu și vocile mele, la această casă. Eu cu vocile din capul meu. Deci care e faza cu vocile? De ce au câștigat? La ce se referă mimul ăsta și să ne uităm la template-urile care au apărut în România? Fiindcă mi se pare că trendul ăsta a devenit mult mai mare aici decât a devenit în restul lumii. Am și o întrebare, nu cumva au câștigat vocile și v-au spus să dați like la clip acum? După clipul ăsta? Ești bun! E bun, mă, să moară, mă. E mai bun pe marketing decât și ei. E bun pe marketing, orice a spune e bun. Asta să mergeți să vă uitați pe celălalt canal la piese copiate 5. De câte ori o să vedeți un meme de tipul au câștigat vocile, o să fie structurat cam așa. Un clip pe alb-negru cu o melodie tristă pe fundal și cu o persoană care o să spună cele mai out of pocket lucruri. Entuziasm, motivație, atitudine, ovație, ușor că scoși cuvinte de la mai mult niciodată. Persoana poate fi oricine, cât timp spune niște lucruri negativiste sau random. Și cel mai important de adăugat, captionul de pe video. Au câștigat vocile. De ce au câștigat vocile mele și nu vocile altora? De ce? Nu înțeleg. Vreau frumos să-mi explicați și mie ce înseamnă. Dar ori dezbunte el, mă. Au câștigat vocile. Nu, chiar m-a pus, acest lucru m-a pus pe gânduri. Deși în prima fază mimul avea un aspect mai sumbru, făcând referire la vocile pe care le aude o persoană care suferă de schizofrenie, în România contextul a devenit mai light și vocile la care se referă sunt gândurile intruzive. Ce salea, să zicem că stai la coadă, la un magazin, și e unul în fața ta cu ceafa expusă la tine. Și îți vine în minte un gând, bă, dar cum ar fi să-i dau o palmă așa să se lipească peste ceafa ăstuia? Alea sunt vocile, sau cum ar fi să... Mamă, erau trenuri când eram noi mici, când cânta cineva, și veneau și dădea capac. Asta era când eram noi mici. Să țip într-o bibliotecă. Dacă aș fi făcut lucrurile astea, ar fi însemnat că au câștigat vocile. Cam aia e ideea. Să câștige vocile înseamnă să pierzi lupta interioară pe care o ai cu gândurile care te apasă și să le spui cu voce tare. Cred că o să ajung la demență sau la Alzheimer în curând. Deci trebuie să fac, 100% trebuie să fac ce azi. Eu nu cred că mă cer cu nimeni. Și dacă zice cineva că sunt terminat, zic da. Nu vreau să mă cert. Deci dacă dau eu un pumn în toate... Gluma e că oamenii ăștia din edituri au fost surprinși în momente în care au clacat, în care gândurile au câștigat și spun orice. Nu mai au nicio reținere. Alea care au prins foarte bine sunt cele pe un stil mai depresiv. Gândește că stau și... Regele, bă, bune. Fac stres în cap așa la un moment dat și zic... Eu uite, bă, ce vine să mă fac coșuc de la... Cum ar fi să-mi iau casă și după aia să mor? Dar mai sunt și... Cum ar fi să-mi iau casă și după aia să mor? Dar mai sunt și alea foarte random și amuzante. De exemplu, Imogen când își dă cu burgerul în cap. Aici chiar eram supărat. Chiar mi se întâmplă. Primisem un mesaj și eram super supărat. Dar nu știe nimeni de ce. Deci chiar primisem un mesaj și eram nervos. Te random și amuzante. De exemplu, Imogen când își dă cu burgerul în cap. Chiar eram supărat pe bune. Pe bune eram supărat. Până și la Andreea e... Ce să-ți spunea, gagică, salut, Costi? Până și la Andreea Esca au câștigat vocile când se afla la un podcast. O cât ai tensionat? Când mă întâlnesc cu tine foarte mare. Oh, hello. Da, aia mică e mare și ea. Oh, hello. Vreau să zic că știi că e 10 cu 5, mai 10 cu 6. Sincer, dintre... Toată lumea, Teo Zeciu a avut cea mai bună abordare în legătură cu vocile. Omul e prea optimist, te învață cum să le învingi. Mă, viața mea, când câștigă vocile,
te duci și te lupți înapoi cu ele, nu le lași să câștige, că n-ai cum, nu ai cum, nu vrei să pierzi în fața lor. Vocile, mintea o să îți spună întotdeauna, dacă stai să asculți mintea, întotdeauna o să spună în față tot ce-i mai rău. Deci, dacă te gândești la un lucru, mintea o să spună cel mai rău lucru. Mimul a prins și o să meargă în continuare pentru că e relatable. Toți avem momentele noastre, iar ori de câte ori o să apară o secvență cu o persoană care își spune oful, o să fie cineva în comentarii care o să reamintească de vocile care au câștigat. Și mi-a spus eu, astăzi mori, Vlad. Și eram cu toamne de când așteptam. Observați și voi că e o tendință în a crea mimuri nostalgice sau triste. Cred că vă mai amintiți de acum ceva timp când vă disperam pe Instagram cu mimuri cu Irafael și Xlader. Ce ați face noi 6.000, avem 5.235, let's go boys, let's go! Super depresive, în care se făcea referire la relații nereușite, friendzone, doomer posting și că numai ca atunci, vreau ca atunci. Trebuie să te bucuri de vremurile acestea. Dar numai e ca atunci, vreau ca atunci, numai e ca atunci, s-au dus la noi vremurile, ok? Mie mi se pare că toate astea... De ce aia cu Rafael e tristă rău de tot? Pă bune e tristă asta cu Rafael. Vreau ca atunci. Trebuie să te bucuri de vremurile acestea. Dar numai e ca atunci, vreau ca atunci, numai e ca atunci, s-au dus la noi vremurile, ok? Mie mi se pare că toate astea fac parte din aceeași categorie cu vocile. Și sunt Caterinca, follow pe Robion 1 că o să mai dau repost la câteva. Acum mergeți pe celălalt canal să vedeți piese copiate 5. Are 14... Parcă am reacționat, mă, la piese copiate 5. Minute. Deci dacă n-aveți la ce să vă uitați, haideți acolo.